să știi și vei spura sus în cerți spre veșnicii. Te-ai pregătit ca să zbor cu Duhul Sfânt. Ai încheiat tu cu cerul legământ. Ziua nu-i departe, ia aminte, soră, frate, ziua aceea e mai aproape azi ca oricând. Dumnezeu așteaptă și răsplata va fi dreaptă. Nu uitați de mântuirea voastră acum. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Veniți cu toți azi la El, fiți fericiți. Domnul păzește pe toți cei ce iubesc, El e de viață în cerul cel nevesc. Ziua ne-i departe, ia aminte, soră, frate, ziua ce e mai aproape asta oricând. Dumnezeu așteaptă și răsplata va nu uitați de mântuirea voastră acum. Zilele trec ca și gândul veșnicii și Dumnezeu te așteaptă ca să vii. Ziua de mâine poate nu e a ta. Și răsplata va fi dreaptă. Nu uitați de mântuirea noastră acum. Ziua nu-i departe, ia aminte, soră, frate, ziua aceea mai aproape ca oricând. Dumnezeu așteaptă și răsplata va fi dreaptă. Nu uitați de mântuirea voastră acum. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Măriți să fie Domnul! Toată slava, toată închinarea o dăm Celui ce a înviat din morți și este viu în vecii vecilor. El este Hristosul Domnului, slăvit să fie Domnul! Doresc să vă invit în această dimineață la Cuvântul Dumnezeu, așa cum găsim scris în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1, versetul 4, la 18 inclusiv, pagina în Biblie 1205, traducerea Cornilescu. Repet din nou, Apocalipsa, capitolul 1, versetul 4, la 18 inclusiv. Haideți cu reverență în această dimineață și cu bucurie să ascund cuvântul Domnului, care să zică învățătură pentru ziua de astăzi și pentru noi. Amin. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sânge Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui,
Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înaintea mea, înapoi a mea, un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și asta într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când se lucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, Nu te teme! Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu sunt cheile morții și locuinței morților. Amin. Haideți cu toții în această dimineață să îl lăudăm pe Dumnezeu, să-i binecuvântăm numele, cerând ca Domnul să binecuvânteze slujba divină, să binecuvânteze Evanghelie, cuvântul citit și în toate Domnul să fie înțeles pentru slava vecilor. Amin. Cu toți lângă Domnului. Din nou venim. Venim și să ne alțăm numele Tău, nume de tărie, nume de glorie și de onoare. Și ne rugăm frumos, Doamne, în aceste clipe de dimineață să lucrezi. Binecuvântează poporul Tău adunat la finale. Și stăm în prezența Ta și te onorăm pe Tine pentru ceea ce faci și pentru ceea ce vei face, Doamne. Îți mulțumim că ești dărat. Îți mulțumim că ești totul și Dumnezeu nostru. Te rugăm primește Luați un loc, le rog, haideți să cântăm Domnul cu bucuria această dimineață. Bine ați venit la casa Domnului, unde este un loc de închinare și dorim ca Domnul să-și vește harul său peste noi toți. Duhul Său ce Sfânt să ne dea tărie să putem să facem voia Domnului. Și în toate se mulțim pentru că suntem în casa Lui, măriți să fie Domnul. După această cântare, dacă sunt inimi vese și bucuroase care vă să pentru cântare, pot să o facă
după aceea prin Harul Dumnezeu să anunțe printr-un bilet. Amin. Vino iarăși ca pe vremuri, coboară iarăși pe pământ. O, vino iarăși între oameni, o, vino tu, o, nu prea sânt. E inima de noruri plină să te vedem cum iarăși fi. Suspină să vii la noi, să vii, să vii. E inima de dorul plină să te vedem cum iarăși vii. Ochii tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii. Adă tu așteptarea și unirea ce înalță tot mai sus, mai sus. E inima de dorul plină să te vedem cum iarăși vii. Copiii tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii. E să vii la noi, să vii, să vii. Iar chipul nostru să arate în veci al Tatălui chip sfânt. Să fie voia Lui în toate, precum în cer și pe pământ. E inima de dorul plină să te vedem cum iarăși vii. Copiii tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii. E inima de dorul plină să te vedem cum iarăși vii. Suspină să vii la noi, să vii, să vii. Slăvit să fie Domnul! Se pare că sunt mai puțin la biserică astăzi, este o nuntă în oraș și pentru ca Domnul să fie cu cei ce au plecat la cealaltă nuntă, ca Domnul să fie cu ei și cu noi aici în casa Domnului. Amin! De asemenea vreau să invit că sunt încă în sală persoane care încă nu s-au botezat și noi vom avea în curând un botez. Acum, la ceasul acesta, fratele Valentin este în viciul păstorului și dacă v-ați hotărât să vă botezați, astăzi avem catechizare și vă invităm, cei ce vreți și cei ce nu sunteți botezați în apă, să mergeți în viciul păstorului și vor face catechizare cu dumneavoastră în această dimineață. De asemenea, aș vrea ca să dau loc fanfare cu o cântare cinstea Domnului, pe care fratele Valer Bențe cu mesaj Domnul să-i binecuvânteze. Amin.
Urmează corul, sau pe Domnul cu o cântare și apoi frate Valer cu un mesaj pentru biserică. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Slăvit să fie Domnul. Amin. Iubiți frați și surori, este o bucurie să fim în casa Domnului și este bine că suntem aici și am răspuns chemării Duhului Sfânt. Dacă suntem aici, înseamnă că am avut un îndemn să venim, pentru că la mintea noastră lucrează două curente. E Duhul lui Dumnezeu și un alt curent este firea pământească. Firea pământească zice, stai liniștit, stai acasă, ești foarte obosit, săptămâna asta ai lucrat așa de mult. Poate dacă ești o zi faină cu soare, stai un pic afară, pe dec, faci o plajă, bei o cafea, mânci un desert, o mâncare bună. Dar Duhul Sfânt ne îndeamnă și vorbește inimii și minții noastre și spune psalmistul, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și eu fața ta, Doamne, o caut. Este bine că ți-am ales să căutăm casa Domnului în dimineața aceasta, să fim aici și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească.
Pentru că să știți, cartea aceasta este Evanghelia Domnului Iisus Hristos, este cartea vieții. Și Apostolul Pavel spunea că Dumnezeu va judeca lumea după cartea aceasta, nu după părerile oamenilor, nu după scrierile filozofilor, ci după ce este scris aici. Lăudați să fie Domnul! Amin. Ne bucurăm să fim împreună, deci, și suntem așa cum spuneam, aici ca să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos este foarte vie în inimile noastre și mulțumim Domnului pentru aceasta. Și aici avem un cuvânt al Domnului care este o descoperire a Domnului Iisus Hristos făcută lui Ioan. Cred că nu este cazul să-l mai prezentăm pe Ioan. Ioan a fost unul din cei mai iubiți ucenici ai Domnului Iisus Hristos și după Apostolul Pavel a scris cele mai multe scrisori. Evanghelia care poartă numele, trei epistole și cartea Apocalipsei care, să știți, Ioan n-a avut, să zic așa, a avut contribuția că a scris-o, dar să știți că este, așa cum zice aici, descoperirea lui Dumnezeu, descoperirea lui Iisus Hristos pe care Dumnezeu i-a dat-o, Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrările care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând pe îngerul său la robul său Ioan. În primele patru capitole a cartei Apocalipsei, a scris și cartea aceasta Apocalipsei, îi vorbește direct Domnul Iisus Hristos, direct El. I se arată lui Ioan după mai mulți ani. Cartea aceasta s-a scris după unele înțelegeri, cam prin anii 90-95, ok? Deci cu mulți ani după învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Și Ioan îl vede pe Domnul Iisus Hristos acum, știți cum? În slava pe care o avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii. Și ce l-am văzut, nu l-am cunoscut, am văzut o ființă, un glas puternic. Și ce, când l-am văzut, nu l-am cunoscut și am căzut cu la picioarele lui ca mort. Dar semăna cu fiul al omului. Totuși avea, totuși Ioan a cunoscut ceva și Domnul i s-a descoperit. N-am să mă refer la asta, am să mă refer la prima parte a textului din această dimineață. Și aici cuvântul Domnului spune că Ioan a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. După capitolul 4, scrie cuvântul Domnului că glasul acela, ca a unui trâmbițe, deci glasul Domnului Iisus Hristos, spunea că i-a zis, suie-te aici, numai decât am fost răpit de Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie stătea cineva. Stătea cineva. Îmi place să cred că Ioan nu l-a văzut acum pe Dumnezeu. A văzut că stătea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unui petre de aspis, de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un cucurbeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine și cu cunun de aur pe cap. Și a văzut multe lucruri. Și de acum Ioan intră în contact cu îngerul care îi descopere ceea ce a scris în continuare. Frați și surori, primul verset care a fost citit din text, de fapt versetul 4, spune că Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie.
Când am citit acest verset, mi-am imaginat, și după cum scrie aici, versetul acesta îl reprezintă pe Dumnezeu în totalitatea lui. Reprezintă pe Dumnezeu, Tatăl cel ce era de la început, pe Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt. Dumnezeirea este întrupată în acest verset. După înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, așa după cum știm, în curând vom sărbători ziua cincizecimii, pogorârea Duhului Sfânt. Pogorârea Duhului Sfânt a fost trimisă, Duhul Sfânt a venit după ce Iisus a înălțat la cer și a spus, mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi, dar n-am să vă las singuri, am să vă trimit un alt mângăitor, și anume Duhul Sfânt, care va fi cu voi și voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Slăviți să fie Domnul! Și Duhul Sfânt a fost dat bisericii, nu lumii, nu filozofilor, nu doctorilor în științe, ci a fost dat numai bisericii. Duhul Sfânt pe care lumea nu-l poate primi, că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl veți primi și îl veți cunoaște, pentru că va fi în voi și va rămâne cu voi. Duhul Sfânt este în biserică. Duhul Sfânt pregătește biserica pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul! Dar mi-a atras atenția un lucru foarte important. Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Vă spun sincer, citesc Biblia de mulți ani. Dar să știți că nu totdeauna noi ne imaginăm. Trecem câteodată așa peste un verset așa foarte simplu. Zice că și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Șapte duhuri. Desigur, este Duhul lui Dumnezeu aici, în centrul atenției. Dar haideți să vedem ce salutul acesta a celor șapte duhuri. Aici, la capitolul 4, versetul 5, pe care nu l-am citit, din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri, tunete. Și înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Cele șapte lămpi de foc. Și m-am dus să văd despre ce este vorba. Duhuri, lămpi de foc, și m-am dus în cartea prorocului Zaharia. Și aș vrea să mergem la Zaharia, la capitolul 3, să citim. Timpul este scurt și aș vrea să mă duc mai rapid. Deci nu citesc mai de sus, citesc versetul 9. Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua, Iosua era mare preot, dacă citim mai sus, sunt îndreptați șapte ochi, îndreptați spre o piatră șapte ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, pe piatra aceasta, zice Domnul oștirilor, și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării. Într-o zi voi săpa ceva pe piatra aceasta. Știți, frați și surori, cum se sapă în piatră? Eu am săpat în piatră. Eu eram copil, eram tânăr, aveam 18-19 ani și am construit casa părinților mei. De copil am săpat în piatră și piatra care e sănătoasă, ca să o poți să o cioplești, să știi, îți trebă, așa cum zicea Iov, dacă cuvintele mele ar putea fi săpate pe o stâncă cu un briboi de fier, ca să sapi în stâncă, să cioplești o stâncă, să sapi ceva, să scrii pe stâncă aceasta, pe piatra aceasta, îți trebuie un briboi de fier, un fier de oțel puternic ascuțit și un ciocan puternic, și apoi să cioplești piatra, să scrii pe ea. Așa a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a scris pe piatra aceasta, și știți care este piatra? Piatra aceasta este piatra despre care a spus psalmistul în psalmul 118, cu careva verset, deci acolo că
Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Dumnezeu a făcut lucrul acesta și este minunat lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu. Pe piatra aceasta a săpat, știți cine? Dumnezeu. Dumnezeu ne-a săpat pe noi în Domnul Iisus Hristos, ne-a pus în El. Și știți cum ne-a pus? Ne-a săpat Dumnezeu prin mâna celor care au bătut cuiele și piroanele în mâinile și în picioarele Domnului Iisus Hristos. Ne-a săpat Dumnezeu în Hristos și este minunat să fim săpați în El. Și de aceea spunea un frate aici la ora de rugăciune și a remarcat, foarte multe lucruri mari și puternice s-au spus la ora de rugăciune. Și psalmistul, psalmul 95, versetul 1, zicea, strigați de bucurie că te stânca mântuirii voastre. Tu e stânca. Stânca mea în care nu este mutare, nici umbră de scăpare, nici umbră de mutare, nu este schimbare, nici umbră de mutare. Și acesta este Hristosul nostru, este Iisus, Mântuitorul nostru, care a spus, eu sunt cu voi în fiecare zi. Nu vă temeți că eu sunt cu voi. Sionul zicea, aici cuvântul Domnului în cartea prorocului Isaia la capitolul 49 și versetul 14. Sionul, și noi zicem acum, poate n-ar trebui să zicem, dar zicem câteodată, biserica, noi suntem biserica Domnului Iisus Hristos. Înainte ca să fie ziua cea mare și strălucită, ziua Domnului de care am citit aici, s-a citit, să știți, Dumnezeu a făcut ceva și a asigurat biserica. A mântuit pe cei ce aveau de să fie mântuiți, pe cei ce au ascultat chemarea lui Dumnezeu. Vă îndeamnă frații și spun, fraților, mai este cineva? Mai este cineva care vrea să se împace cu Dumnezeu? Să fie săpat în ranele Domnului Iisus Hristos? Mergeți în camera din spate, că vă așteaptă un frate să vă spună ce trebuie să faceți, dacă mai este cineva. Aici Sionul zicea, m-a părăsit Domnul, m-a uitat. Câteodată atunci când trecem prin încercări, prin necazuri, prin valuri, prin ispite, avem tendința aceasta, avem tendința aceasta să spunem, oare mai să uite Dumnezeu la necazul meu, la boala mea, la suferința mea, la familia mea? De ce, Doamne? De ce atâtea mi se întâmplă? De ce? Și punem întrebări lui Dumnezeu, n-ar trebui să-i punem, ci să-L binecuvântăm. Că uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul, m-a uitat Domnul. Versetul 15, poate o femeie să-și uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Domnul spune asta. Nu spunem noi, nu spune fratele Petrică, nici Dinu, nici ceilalți, fratele Nelu. Domnul spune, cu niciun chip. Totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. Versetul 16. Dacă se poate să puneți și în față versetele, nu numai în spate. Iată că te-a săpat în mâinile mele. E săpat în mâinile lui Hristos. Acolo ești și acolo sunt. Și când ești în mâna Lui, nimeni nu te va smulge din mâna Lui. Niciodată și nici când. Că te-a săpat Dumnezeu în Hristos și te-a pus în mâinile Lui. Mâinile acelea străpunse de huie. Acolo ești tu și eu. Și atunci de ce să ne temem? Și zidurile tale vor fi totdeauna înaintea ochilor mei,
zice Domnul. Noi suntem alcătuiți și zidiți să fim casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu. Și de aceea nu trebuie, fraților, să ne speriem de orice vânturi și de orice știri. Vom auzi și din acestea de vești de războaie, de foamete, de ciume. Dar noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amen. Și încă un cuvânt de încurajare. Capitolul 54, versetul 10 din Isaia. Profeții care s-au împlinit și le trăim acum. Și le vom trăi în viitor. Pot să se munte munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Domnul are milă de tine. Domnul are milă de tine, de tine, de tine, de tine, de noi. Domnul are milă de biserica Lui și pot să se mute munții de la loc, să se clatine dealurile, să se întoarcă pământul cu sus în jos. Noi suntem în mâna Domnului. Slăviți să fie Domnul și El are milă de noi. Nenorocit-o bătută de furtună. Ce ne spune nouă versetul acesta? Că biserica Domnului trece, a trecut în vremurile trecute. Pentru că Ioan spunea aici, din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu, eram în ostrovul Patmos și ziua Domnului eram în Duhul. Ce înseamnă să fii în Duhul în ziua Domnului? Să nu-ți faci voile tale, să vii la adunare. Dacă ești bolnav, să te rogi acasă, dar să stai lângă Dumnezeu, să-i dai Domnului ce este a Lui. Dați Domnului ce este a Lui, a zis Domnul Iisus, într-o împrejurare oarecare, și cezarului ce este a cezarului. 6 zile în șir mereu, zicea un poet de poezie din cele 10 porunci, cu strădanie muncește. Ziua 7 o sfințește că e ziua Domnului, să te închini atunci a Lui. Și nimic tu nu lucra, nici ceilalți din casa ta, nici argatul, nici copilul, nici boul de înjugat, nimeni să nu lucreze nimic. În ziua Domnului, dă-i-o Domnului toată, și dimineața și după masă, slăvit să fie Domnul. Amin. Din pricina cuvântului Ioan era aruncat, insula Patmos era o insulă în Marea Egee, pe vremea aceea stearpă, o insulă în care bânteau șerpii veninoși, și Ioan a fost aruncat acolo să moară din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a ocrotit și acolo i s-a descoperit. Când stai înaintea Domnului, atunci se descopere Dumnezeu, atunci îți arată Dumnezeu, atunci îți vorbește Dumnezeu. Când tu stai de vorbă cu El și tu vorbești cu El, Dumnezeu îți răspunde din cer că este bun și drept. Ca să-ți răspundă, să-ți vină în ajutor și să-ți spună ce trebuie să faci. Că i-a spus lui Saul, Doamne, ce trebuie acum să fac? Știu că am fost așa, știu. Du-te în cetate. Și acolo să vă spune ce să faci. Cuvântul lui Dumnezeu, du-te la biserică. Și biserica aici se spune ce trebuie să faci. Nenorocită bătută de furtună, nemângâiată, iată că îți voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu și îți voi da temerii de safir, îți voi face crestele zidurilor de rubin, porțile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea lor. Slăviți să fie Domnul! Nu vă temeți, fraților! Nu încetați să vă rugați pentru copiilor, că a spus Dumnezeu că copiii noștri vor fi ucenici ai Domnului și vor avea propășire. Rugați-vă pentru ei și rugați-vă unii pentru alții, să ne rugăm unii pentru alții. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aici, în continuare, cuvântul Domnului ne spune că
O să rămân la prima parte a capitolului 1 și aici spune că Ioan îl vede și zice, iată-l că el vine pe nori și orice ochi îl vor vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Când Domnul Iisus se afla în fața lui Pilat, în fața marelui preot, marele preot a luat cuvântul și a zis, capitolul 26 Matei, capitolul 26, versetul 63, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Vă spun, o să-L vedeți voi. O să mă vezi tu pe mine, Caiafa, Ana și mare preoți. O să-L vedeți. Vreau să vă spun ceva. Să fim foarte atenți la ceea ce vă spun acum. Înainte ca să fie venirea aceasta a doua oară a Domnului Iisus Hristos, când o să-L vadă cei ce l-au străpuns, mari preoți, o să-L vadă Ana, Caiafa, Irod, o să-L vadă Pilat, se vor întâmpla câteva lucruri. Să știți, venirea Domnului, bine ar fi să fie așa, să vină Domnul acum, la noapte, să vină Domnul și să ne ia și să ne ducă. Mai întâi trebuie ca Domnul să-și ia ce este a Lui. Domnul vine să-și ia biserica, să o răpească la El. Și El nu vine pe pământ, El vine în văzduh. Apostolul Pavel spune că nu vreau să fiți în necunoștință de lucrul acesta. La capitolul, la 2 Tesaloniceni, vorbesc așa fără să mai citesc, cuvântul Domnului spune că nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați când Dumnezeu, Domnul Iisus, se va coborî din cer cu trâmbița Arhanghelului și când va suna trâmbița, vor învia cei care au murit în Hristos, iar noi cei vii vom fi schimbați. Și toți la o clipă, la o clipeală, vom merge și vom întâmpina pe Domnul unde? În văzduh. Și vom fi totdeauna cu Domnul. Vom fi totdeauna cu Domnul. Dar înainte ca să vină aceasta, vreau să vă spun și nu vreau să intru în detalii. Biserica Domnului va trece prin mari încercări, prin mari necazuri. Aș vrea doar sumar să citesc, fără să dau multe explicații, pentru că nu vreau să iau mult timp. Matei 24, ucenicii au stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și Domnul i-a întrebat, Doamne, care va fi semnele, cum va fi când vei veni Tu? Și Domnul Iisus le-a spus, să știți că vor fi frământări printre neamuri, războaie, tulburări, foamete, ciumi. Dar toate aceste lucruri, să știți că nu vor fi decât începutul durerilor. Cât despre voi, atunci, zice, cât despre voi, vă vor da să fiți chinuiți, 24:9, Matei 24:9, atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile, din pricina numelui meu, din pricina numelui Domnului Iisus Hristos vom fi urâți. Spunea, cred că fratele Dinu aici data trecută, căci neamurile lumii s-au răsculat împotriva Domnului și împotriva unsului său. Ei vor să distrugă Israelul și pe creștini. Asta este ținta lor. Deși Israelul nu este un popor care să-L caute pe Iisus Hristos, dar sunt iubiți din pricina părinților lor, să știți, fraților, sunt iubiți. Și Dumnezeu iubește Israelul și pe noi ne iubește de asemenea, slăviți să fie Domnul. Și aici zice că veți fi urâți din pricina lui. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, versetul 10, și se vor urâ unii pe alții. Atunci mulți vor cădea. Nu-i vorba de cei din lumea asta?
E vorba de frați. Mulți vor cădea. Înainte ca să cazi, se întâmplă ceva. Nu vi s-a întâmplat? Mai întâi te potignești. Există două feluri de potigniri. Potigniri, zice, potigniri care oamenii sau creștini au devenit prijă de potignire pentru cei necredincioși sau chiar pentru credincioși. Și când Dumnezeu zice că va veni în împărăția Lui, zice că primul lucru îl face Dumnezeu, Hristos scoate afară din împărăția Lui pietrele de potignire și pe cei ce-a făcut rău. În biserica noastră nu sunt din aceștia. Nu sunt pietre de potignire și nici oameni care fac rău. Slăviți să fie Domnul, să credem și dacă până acum am fost cumva din aceia că s-au potignit frați în noi, haideți să ne pocăim. Și eu și dumneavoastră. Dar mai este un fel de potignire. Știți care? S-au potignit în Domnul Iisus Hristos. Și de ce s-au potignit? Pentru că El a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că a spus că a venit de la Tatăl. Pentru că a spus că semnele pe care le face El, le face prin puterea lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Că Duhul Domnului, zice, este peste mine și m-a uns ca să deschid ochii orbilor, să dau drumul celor apăsați de diavolul, deci să scoate demoni. Duhul Domnului m-a uns ca să scot din închisoare pe cei legați și să vestesc Evanghelia. Și a spus, cum? De unde are El învățătura asta? Cine e El? Nu El, Fiul lui Iosif și al lui Maria, nu surorile Lui printre noi, nu frații Lui printre noi, cine este El? Un om nesemnat, Fiul lui Iosif, al lui Templarul din Nazaret, care abia își duce zilele. Domnul Iisus a mai avut încă 6 frați, cel puțin. El a fost cel mai mare. Și l-au zis, fraților, se vor potigni și noi. Dacă și vom suferi din cauza asta, pentru că suntem copii ai Domnului și ne vor bat jocorii și ne vor urâ. Dar cuvântul Domnului spune aici că, zice, și se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți să răstălmăcească Scripturile. În biserică nu sunt proroși mincinoși. Prorocii mincinoși vin de afară, fraților. De afară vin prorocii mincinoși. Că așa se că vin la voi îmbrăcați în pei de oaie și de aici sunt luprăpitori. Dar mulțumim Domnului că în biserica Domnului este lumină și în biserica noastră este cuvântul lui Dumnezeu cu da și amin. Eu să știți, fraților, eu mă bucur când Evanghelia se vestește prin puterea Duhului Sfânt. Prorocii mincinoși n-au spor în biserică. Dar trebuie să fim atenți la glasul lui Dumnezeu. După roade îi veți cunoaște. Și apoi așa își spune cuvântul Domnului și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Se va răci. Fără de legea nu este în biserică, este în afara bisericii. Iar n-are ce căuta în biserică. Dar dacă noi cochetăm acolo și cu lumea și cu Dumnezeu, la un moment dat începe să ni se răcească dragostea de cuvânt, de Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, de mântuirea Lui. Și dragostea se răcește. Dragostea este mai tare decât moartea. Cine iubește este din Dumnezeu. Cine urește? Scrie Apostolul Ioan că este de la diavolul, că este el. Cine urește? Ura n-are ce căuta în adunare. Numai dragostea. Numai dragostea, fraților. Dragostea crede tot, iartă tot, nădăjdește tot. Dragostea să se arate în toate, dar nu numai în vorbă, în faptă, fraților. Atunci se vede prietenul adevărat, zicea un proverb românesc, la nevoie se cunoaște. Dragostea să se arate așa. Trăiți în dragoste între voi, zicea Pavel, și atunci Dumnezeu păcii și a dragostei va fi cu voi. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. După ce biserica va trece prin unele încercări și ispite valuri, să știți, Domnul Iisus își ia ce este a Lui. Își ia biserica. Aici, la capitolul 24 și versetul 27, zice că căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului.
Oriunde va fi stârvul, în altă parte Luca spune, oriunde va fi trupul, acolo se vor duce vulturii. Hristos vine pe nori, își ia biserica. După ce Domnul Iisus Hristos își ia biserica, se întâmplă altceva. Când Domnul Iisus Hristos își ia biserica, o duce la el acasă, începe nunta mielului. Vorbesc pe scurt. Nunta mielului. Versetul ăsta, despre care zicea aici, că orice ochi îl va vedea, încă nu s-a împlinit. Nu se împlinește când vine Domnul Iisus să-și ia biserica. Biserica rămâne cu Domnul Iisus, începe nunta mielului și aici se va întâmpla câteva lucruri. Și aș vrea să citesc la cartea prorocului Isaia, la capitolul 26, versetul 19. Ascultați o profeție care se va împlini atunci. Să învie dar morții tăi, să se arate trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roa ta este o rouă dădătoare de viață și pământul va scoate afară pe cei morți. Du-te, poporul meu, intră în cămara, în odaia ta, închide ușa după tine, ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia, căci iată Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului și pământul va da sângele pe față și nu va acoperi uciderile. Slăvit să fie Domnul! În timpul acesta, biserica Domnului este la el acasă, este cu el în odaia de nuntă. După odaia de nuntă, după nunta mielului, urmează, în scurt vă spun, domnia de 1000 de ani. Domnia de 1000 de ani a Domnului Iisus Hristos cu mireasa lui. Și apoi vine Domnul Iisus și îl vede toți locuitorii pământului. Să nu credeți că locuitorii pământului și cei care l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos îl vor vedea pe Dumnezeu, nu. Îl vor vedea pe Iisus, pe cel care l-a străpuns. Atunci, la judecata finală, când Domnul Iisus va sta și va judeca popoarele și va despărți pe unii alții cum desparte păstorul oile de capre. De aceea, să ne silim să fim gata. Ferice de cei ce au parte de întâia înviere, căci a doua moarte, iazul de foc, nu are nicio putere asupra lor. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit respectuos să încălăm toți în fața Domnului această dimineață. Haideți să cădă Domnul bucurie în timp ce facem și colecta Bisericii Duminicală. Să știe tot pământul că are un stăpân, să știe întreaga lume că are un creator, să știe tot pământul că are un stăpân, să știe întreaga lume că are un stăpân. Este Dumnezeu care toate le-a creat prin puterea sa. Și acest stăpân este Dumnezeu, de aceea lui mă închin
știi chiar și tu, omule, că ai un Creator, ce grija ta o poartă și-ți vine în ajutor. Să știi chiar și tu, omule, că ai un Creator, ce grija ta o poartă și-ți vine în ajutor. Și acest stăpân este Dumnezeu, care toate le-a creat prin puterea sa. Și acest stăpân este Dumnezeu, de aceea lui mă-nchid și îl preamăresc. Îi mulțumești oare de-ajuns acestui bun stăpân? Cu viața ta îi dovedești că îl iubești și tu. Îi mulțumești oare de-ajuns acestui bun stăpân? Cu viața ta îi dovedești că îl iubești și tu. Și acest stăpân este Dumnezeu, care toate le-a creat prin puterea sa. Și acest stăpân este Dumnezeu, aceea lui mă-nchid și îl preamăresc. Și acest stăpân este Dumnezeu, care toate le-a creat prin puterea sa. Și acest stăpân este Dumnezeu, de aceea lui mă-nchid și îl preamăresc. Luați locurile, vă rog. Vreau să mulțumesc că v-ați rugat pentru acel copil din Florida, cum e de Phineas, în trecută seara. Acest copilaș a plecat acasă la Domnul. A rămas o familie zdrobită de durere. Am văzut ieri mormântarea și vineri seara preveghiul. Dragă frate, ca să rugăm ca Domnul să mânghe aceste două familii. A fost copilul la o familie în grijă pentru logodnă și acolo copilul a murit, să zic așa, și vreau să mă rugăm pentru familia Prichici, în acest sens să mă rugăm pentru ei și familia lui Dorel și Ramona Cazaco, ca Domnul să-i mânghe în această grea încercare. Mama acestui copilaș, pot să spun, este zdrobită de durere. Am văzut-o și chiar când a scris secriul să arate pentru cei care vădă ceva secriului, n-a putut să reziste și a ieșit afară. Nu ca Domnul să mânghe această familie în mod deosebit, copil de 4 ani. Și Domnul să fie atât de această grea încercare. Vă mulțumesc, amin. Urmează pentru sala Domnului fanfara și apoi corul. Numai frate Curteanu cu mesaj pentru noi. Domnul să-i binecuvânteze. Amin.
Hristos a înviat. Să știți că e foarte greu să vorbești despre cineva care îl cunoști foarte puțin. Și mai ales dacă cunoașterea aceea nu este o cunoaștere directă, ci este o cunoaștere prin intermediari. Nu-i așa că foarte mulți dintre noi știu foarte multe lucruri despre noi prin alții, dar cât de adevăr și cât de adevărat sunt lucrurile pe care le cunosc oamenii despre noi prin alții. Câte eroare poate să existe în cunoașterea cuiva transmisă de intermediari. N-aș vrea în dimineața aceasta să iau cartea Apocalipsei și să caut să fac o cacealma dintr-un adevăr revelat al lui Dumnezeu pe care nu-l stăpânesc și nu-l înțeleg, pentru că n-am avut revelația pe care a avut-o Ioan. Să vorbești despre o revelație a lui Dumnezeu cu mintea umană înseamnă că ești un neînțelept sau un nebun. Și mă întreb în dimineața aceasta, câți dintre noi nu căutăm să-L interpretăm pe Dumnezeu cu mintea noastră umană,
și să le spunem oamenilor despre Dumnezeu cu mintea noastră umană, ca apoi să ne întrebăm de ce nu răspund oamenii la predicile noastre. Știți de ce? Pentru că ne lipsește ceva important și foarte important. Și anume, revelația dată de Dumnezeu Tatăl despre Domnul Iisus Hristos, mișlocită numai de cineva care este Dumnezeu, și acela este Duhul. Ioan n-a putut să-L vadă pe Hristos și n-a putut să vorbească despre Hristos până în momentul în care Dumnezeu l-a pus în Duhul. Și când Dumnezeu l-a luat pe Ioan și l-a pus în Duhul, l-a cunoscut pe Iisus Hristos, l-a auzit pe Iisus Hristos și l-a văzut pe Iisus Hristos într-o dimensiune pe care el n-a văzut-o, n-a auzit-o și n-a înțeles-o până atunci. Iată, el vine pe nori. Pentru ca să n-avem surprize atunci când El vine pe nori. Iubiților, în dimineața aceasta, noi vorbim despre Domnul Iisus Hristos ca înviat dintre cei morți. Un adevăr despre care istoria dă dovadă că El este viu și este viu în vecii vecilor, s-a înălțat la dreapta Tatălui, El este în glorie, Ioan l-a văzut. Apostolul Pavel l-a văzut pe drumul Damascului. Întrebarea în dimineața aceasta este, pentru ca să nu ai și să nu avem surprize la venirea Lui, când El va apărea, aș vrea să te uiți în dimineața aceasta, în viața ta și să mă uit în viața mea, dacă am în viața mea semnele învierii Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă uitați fiecare în dreptul vostru, să ne uităm fiecare în dreptul nostru. El este viu, a înviat, slăvit să-i fie numele, El nu mai moare. El este Domnul Domnilor, El este Împăratul Împăraților. Ba mai mult, așa cum spune Apostolul Ioan, spune ferice de cine citește și de cine asculte cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Este aici o recomandare și este o binecuvântare și nu există o altă carte care ar spune că e ferice pentru cel ce citește, păzește și împlinește ce este scris în carte. Ioan spune, cel ce citește și păzește ceea ce scrie în Apocalipsa, e o binecuvântare pentru el. Dar tot Ioan la sfârșit vine și spune că există și un mare blestem pentru oricine caută să adauge ceva sau să scoată ceva de aici, că Dumnezeu îi va scoate sau îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta, Apocalipsa 22:18. Uitați ce spune, versetul 5, a Lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. A cui? A Lui Dumnezeu Tatăl, care împreună cu Domnul Iisus Hristos a lucrat tripla lucrare de mântuire. El ne iubește. Ne-a iubit în trecut, ne iubește și acum și ne va iubi mereu. Ne iubește la prezent. El ne-a spălat în trecut, când Hristos a murit pentru păcatele noastre, El ne-a spălat de toate păcatele noastre.
Și nu numai atât, spune, a făcut și o împărăție de preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. Dacă asta suntem noi, în lucrarea pe care Hristos a făcut-o, în viața noastră, de oameni iubiți de Dumnezeu, de oameni spălați de Iisus Hristos, de oameni care suntem făcuți preoți de Iisus pentru Dumnezeu, Tatăl Său, trebuie să se vadă semnele învierii. Primul semn al învierii în viața celor la care Domnul Iisus Hristos s-a arătat este schimbarea întristării în bucurie. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Ioan, în capitolul 16. Peste puțină vreme, începând cu versetul 16, nu mă veți mai vedea apoi iarăși, peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că eu mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unii din ucenici au zis, ce înseamnă cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi peste puțină vreme mă veți vedea iarăși. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis, vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia care este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Frați și surori, nu poate să existe în viața unui creștin numai întristare. Eu nu zic că nu vine întristarea peste noi și că diavolul nu caută să ne întristeze cu multe lucruri, cu multe gânduri. Dar faptul că Domnul Iisus Hristos a înviat și El este în viu, trebuie să avem tăria aceasta și să-i spunem. Și baiul e că n-o spunem. Ne ascundem de El, măcar că ne știe, și ne ascundem de oameni, ne ascundem de slujitori. Și dacă cineva te întreabă, inima ta este întristată. Și tu îi spui, cum ești, frate? Sunt bine. Dar de ce spui că ești bine când nu ești bine? N-ai făcut un lucru și nu l-ai servit pe cel rău spunând un neadevăr? Păi e un neadevăr să spui că ești bine când tu înăuntru tău nu ești bine, ești întristat. De ce să nu vii înaintea Domnului Hristos și spui, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai înviat, ai schimbat întristarea ucenicilor în bucurie. Eu astăzi sunt întristat, uite lucrul ăsta m-a întristat, cuvântul ăsta m-a întristat. Fapta aceasta m-a întristat, omul acesta m-a întristat. Tu ești viu, vreau să-mi schimb întristarea în bucurie. Dovadă că ești viu. Vă întreb astăzi, câți dintre voi, acum și aici, n-aveți întristări? Păi l-am sărbătorit și îl sărbătorim pe Hristos, Cel care este viu, și care schimbă întristarea în bucurie. Spune-i, recunoaște-i înaintea Lui și spune-i, Doamne, acesta este adevărul despre mine și despre starea mea. Și ucenicii au trecut pe aici, și femeile au trecut pe aici.
Și eu mă găsesc aici. Dar tu ești viu. Și ai spus și stă scris în cuvânt. Și cred cuvântul. Tu ai puterea să-mi schimbi întristarea în bucurie. Și Iisus o face. Aici, acum. De ce? Pentru că El este viu, cuvântul Lui este viu și El rămâne fidel cuvântului Lui. Ucenicii spre drumul Emausului. Cuvântul Domnului în Luca, capitolul 24, versetul 17, când stătea de vorbă Iisus cu ei, spune cuvântul că Domnul îi întreabă, ce vorbe sunt acestea de le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Era cel înviat între ei și cu ei. Stătea de vorbă și erau triști. Știi de ce erau triști? Pentru că visele lor erau spulberate. Visele lor de a fi guvernatori în Ierusalim împreună cu Iisus s-au spulberat. Erau spulberate ca și visele celor doi băieți al lui Salome, care a venit, mama fiilor lui Zebedei, care a venit înaintea Domnului Iisus Hristos și a spus, Doamne, când vei veni în împărăția ta, fă ca cei doi fii ai mei să fie unul la dreapta și unul la stânga. Femeie, pot să bea ei paharul pe care îl beau eu? Da, îl vor bea. Și l-au băut amândoi. Unul mai repede, altul mai târziu. Iacov a fost omorât în fapte. Cuvântul Domnului spune că i-a tăiat capul lui Iacov. Dar a sta la stânga și la dreapta în împărăția mea când am să viu, nu atât de mine, ce e tatăl. Eu sunt supus tatălui, eu fac ce spune tatăl, eu nu mă pot ridica deasupra tatălui. Singurul lucru pe care pot să-l fac este să mă rog tatălui pentru ei, ca ei să nu-și piardă credința și ei să sfârșească credința cu bine. Și acolo în împărăție, Dumnezeu hotărăște unde vor fi. Și tinerii, și cei spre drumul Emausului, și visele lor erau spulberate. Poate în dimineața aceasta este aici pentru că un vis al tău ți l-a spulberat Dumnezeu. Ți l-a spulberat Hristos. Și e trist. O, multe vise mi le-a spulberat Dumnezeu. Și mi le va spulbera încă multe. Știți de ce? Pentru că atunci când ele nu potrivesc în planul lui Dumnezeu, în planul divin al lui Dumnezeu, El le înlătură, că El știe ce este bine pentru noi. Chiar dacă trebuie să plângem, chiar dacă trebuie să ne rugăm, chiar dacă trebuie să-i spunem, Doamne, nu te mai înțeleg. Nu contează că nu-L înțelegi, pentru că nu poți să-L înțelegi de vreme ce nu te se revelează El și nu-ți spune El. Când El se revelează și spune, îți vorbește inimii tale și sufletului tău, îl înțelegi și te bucuri și ești liber și liniștit. Mi s-a întâmplat nu de mult recent. Și ăsta e defectul meu și acceptați-mi-l. Sunt prea sincer. Dar niciodată nu voi căuta să fiu altfel. Chiar dacă lucrurile acestea mă costă. Vreau să fiu sincer față de Dumnezeu și față de voi. Pentru că într-o zi și voi și eu voi sta înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spune, ți-am dat un cuvânt și nu l-ai spus. Eram frământat de un gând și eram gata să-i dau curs acelui gând și într-un fel să mă răzbun. Și am zis, știu că gândul acesta și ideea aceasta nu este de la tine, Doamne.
Măcar că aveam suport biblic. Știi, câteodată diavolul vine și îți aduce și suportul biblic pentru ceea ce voiești tu să spui, voiești tu să aperi, voiești tu să-ți aduci argumentul tău, biblic. Și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt. Că știu că pornirea aceasta nu este o pornire de la tine. Chiar dacă sunt argumente biblice în ea, dă-mi un cuvânt. Și Domnul mi-a dat cuvântul. Și când Domnul îți dă cuvântul, el vine ca o revelație. Atunci cuvântul prinde viață. Asta e problema la noi, la mulți dintre predicatori. Cuvântul nostru nu are viață, nu prinde viață, nu-i viață în el. De ce? Pentru că nu-i viață în noi. Cum să poți să spui un cuvânt de viață când în tine nu-i viață? Dacă în tine și în mine este viață, cuvintele pe care tu le spui sunt viață. Iisus Hristos era viața și cuvintele pe care El le spunea erau Duh și viață. Nu de filozofie, nici de istorie n-are biserica nevoie astăzi, ci de cuvinte pline de viață. Amin? Atunci, dacă Hristos este viu, lăsați-L să trăiască viu în noi. Și uitați ce cuvinte, ce cuvânt. Îl citisem pe telefon la lucru și într-o, probabil era joi, și vineri, gândul care acela care venise săptămâna aceea nu-mi dădea liniște, nu-mi dădea pace. Și atunci, interesant, că mi-a venit în minte un cuvânt și mi s-a deschis, mi s-a revelat, a venit așa în fața mea un cuvânt din ceea ce ticisem cu o zi înainte. Și cuvântul acesta este în 2 Tesaloniceni. Capitolul 3, versetul 5. Și uitați cum sună cuvântul acesta. Și ce mângâiere și pace am primit în urma acestui cuvânt. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Gândul care venise spune nu. Trebuie să mergi, trebuie să spui, trebuie să faci, trebuie să argumentezi. Și vine cuvântul Domnului și vine Duhul Domnului și îmi spune acest cuvânt și spune Domnul, Nelule, Domnul să-ți îndrepte inima spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Iubește, rabdă și lasă-mă pe mine să-ți rezolv lucrurile. Asta mi-a spus Duhul Domnului prin acest verset. Și imediat în acel moment, Duhul care mă chinuia s-a dus. Pentru că a venit un Duh, Duhul Sfânt, Duhul Vieții, Duhul Învierii, Duhul care are putere și a luat un cuvânt scris în Scriptură și l-a pus înaintea mea viu. Și a zis, Nelule, pentru tine asta e, ia-l! Și l-am luat. Știți ce eliberare măreață am simțit după aceea? O bucurie și o pace? De lucruri de acestea, frați și surori, avem noi nevoie. Baiul este că nu prea avem vreme să stăm, să-L ascultăm pe Dumnezeu ce vrea să ne vorbească. Primul semn a învierii Domnului Iisus Hristos în viața noastră este schimbarea întristării în bucurie. Viu este Hristos și El trăiește și în biserică. Dacă ai o întristare și pleci cu ea acasă, înseamnă că nu vrei să-L lași pe Hristos cel viu să-ți ia întristarea și să o schimbe în bucurie. Mi-a schimbat-o în viața mea și poate să o schimbe în viața ta aici și acum. Și Domnul să o facă, că El este viu. Al doilea lucru e ceea ce s-a vorbit duminica trecută. Îndoiala, care este drumul spre necredință,
este schimbată în credință, într-o credință puternică. Este acea manifestare și acea arătare a Domnului Iisus Hristos lui Toma. Ioan, capitolul 20, versetul 24 la 29, când Toma, în ciuda argumentelor pe care le aduce ucenicii, în ciuda argumentelor pe care le aduce femeile, el spune, nu pot să cred. Am fost la mormânt, mormântul e gol. E adevăr că n-am fost cu voi la adunare atunci, dar nu pot să cred. Am nevoie de ceva ca să-L văd. Pentru că știu că Domnul Hristos însuși a spus, vor veni mulți în numele meu, vor fi mulți Hristoși mincinoși, care vor înșela pe mulți. Eu nu sunt unul care vreau să cred orice. Și Domnul Iisus Hristos se arată lor și se arată lui Toma și știe ce spunea și gândea Toma. Și spune, Tomo, vino, pune, uită-te și vezi că eu sunt. Nu fi necredincios, nu fi îndoielnic, ci fii credincios. Și Toma răspunde, Domnul meu și Dumnezeul meu. Poate că ai și tu nevoie de o atingere a Domnului astăzi, pentru ca să nu mai fii îndoielnic. Duhul Domnului spune, de câte ori eu nu m-am atins de tine? De ce mai ești îndoielnic? De câte ori Domnul nu s-a atins de noi? Și totuși îndoielnici suntem. Mă rog în dimineața aceasta, învierea Domnului Iisus Hristos, să schimbe îndoiala noastră într-o credință puternică în Dumnezeul pe care Ioan îl vede și ni este revelat. Iisus Hristos, Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Al treilea lucru, semn al învierii Domnului Iisus Hristos în viața noastră este că de la orbire suntem tămăduiți ca să vedem bine. Știți că există biserici în care Hristos este mort? Și oamenii care merg în acele biserici nu le dau numele. Sunt oameni care au ochi și totuși nu văd? Întoarceți cu mine, dacă aveți Scriptura sau puteți să o puneți pe screen, Marcu, capitolul 8. Este o lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o și este unică în Scriptură. Lucrarea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o este unică, în felul ei este unică. Iisus Hristos a vindecat mai mulți orbi. Și mai mulți leproși. Dar aici cuvântul Domnului spune, a venit la Betsaida, s-a dus și a adus la Iisus un orb și l-a rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Primul lucru, câți n-a vindecat Iisus Hristos când era în sat? Și oamenii veneau în sat, veneau la sinagogă. Și sinagoga de multe ori era plină și spune cuvântul Domnului în Evanghelie că toți cât erau bolnavi, Iisus i-a vindecat. Interesant aici că Iisus nu-l vindecă pe orbul acesta în sat. Apoi i-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? Și el s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi și i-a spus să se uite țintă. Și când s-a uitat țintă, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. De două ori a trebuit Domnul Iisus Hristos să atingă de el, să fie vindecat. Și altă dată Domnul Iisus Hristos a spus un cuvânt unuia și a spus, l-a uns cu tine și a spus, du-te la Siloan, spală-te și s-a spălat și a văzut bine. Aici s-a atins de două ori de el. Oare de ce?
Nu era Duhul Domnului fără măsură peste Iisus Hristos? Oare Iisus Hristos era îndoielnic în vindecarea pe care a făcut-o omului? Și există ceva în versetul 26. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, să nu mai intri în sat. Și nici să nu spui cuiva din sat. Domnul Iisus Hristos a vindecat pe mulți și le-a dat recomandări să nu meargă să spună că le-a vindecat. Dar ei au mers. Dar acum Iisus Hristos îi dă omului acesta o recomandare, îl scoate din sat, din Betsaida, îl vindecă, se roagă pentru el, îl unge, își pune mâinile peste el de două ori și apoi dă o recomandare, nu te mai duce în sat. Oare de ce? Tare mă tem că s-ar putea întâmpla să existe în foarte multe biserici, cred că la noi nu, pe oameni pe care Iisus Hristos trebuie să-i scoată de acolo, că nu poate să-i vindece. Pricepeți ideea? Știți de ce? Pentru că satul acela, biserica aceea, comunitatea aceea de oameni în care se vorbește despre Hristos, nu cred în El. E atâta de mare necredință și a fost atâta de mare necredință în satul acela în care a zis Iisus, pe tine trebuie să te scot de aici, ca să te pot vindeca. Și pentru ca tu să rămâi vindecat pentru totdeauna, nu te mai întoarce în sat. Pentru că dacă tu te vei întoarce în sat, ajungi să fii orb din nou. Pentru că există atâta de mare necredință și era Betsaida. Din Iudeia, frați și sorori, din țara în care Iisus Hristos a venit, era din Israel. Dar era atâta necredință acolo față de Dumnezeu și față de Iisus Hristos, încât i-a spus, trebuie să te scot de aici pentru ca să pot să lucrez tămăduirea. Și pentru ca să pot să lucrez tămăduirea, trebuie să-mi pun mâinile de două ori peste tine. Frați și sorori, nu se întâmplă și în viața noastră că există atâta necredință încât Domnul Iisus Hristos trebuie să ne scoată din mijlocul comunității unde suntem ca să ne vindece, pentru că cei din jurul nostru nu pot să creadă în El. Și de multe ori Iisus trebuie să se atingă de două ori de noi, să-și pună de două ori mâinile peste noi ca să vedem bine și să fim tămăduiți bine. Iubită Biserica Domnului Iisus Hristos, sfatul meu din partea lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu este, haideți să avem credință în Dumnezeu, în Iisus Hristos și să-L onorăm pe El cu credința noastră zilnică, pentru că atunci când Iisus Hristos hotărăște să facă o lucrare aici, să o poată să o facă în mijlocul nostru, pentru că va exista credință. Nu să trebuiască să-L ia Dumnezeu pe unul de aici, dintre noi, să-L ducă în altă parte, să-L vindece, pentru că nu există credință suficientă pentru ca Domnul să lucreze. Bisericii, ultima din Apocalipsa, Domnul Iisus Hristos i-a spus, tu nu vezi că ești oarbă? Păi ea nu vedea. Ea spune, sunt bogată, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, contul în biserică este plină, misionarii pe care îi avem toți pe câmpul de misiune, și Domnul îi spune, El care cercetează biserica, viața mea, viața ta, și spune acelei biserici, nu vezi biserică din Laodicea cum ești? Te sfătuiesc. Nu vei găsi nicăieri în altă parte, ali fie pentru ochi, ca să-ți ochii și să vezi, decât la mine. Te sfătuiesc să vii la mine și să cumperi de la mine. Ali fie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Și dacă trebuie, unge-ți-i, roagă-te-i, pocăiește-te și eu îmi pun mâinile peste tine și îți dau vedere. Amin? Frați și surori, oare n-avem nevoie și noi de o altă atingere a Domnului Iisus Hristos pentru noi, ca noi să vedem? Ca să-L vedem într-adevăr că El este viu?
Oare nu avem nevoie de îndurarea Domnului așa cum a avut nevoie Ioan ca Duhul Domnului să vină și să ne transpună în atmosfera aceea în care să-L cunoaștem și să-L vedem pe Cel adevărat așa cum este El, Iisus Hristos? O, da, avem! Și mă rog lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, să-L trimită pe Duhul Sfânt să ne ungă ca să vedem. Al patrulea lucru în care trebuie să se vadă și trebuie să se vadă că Iisus este viu în viața noastră este că cerescul ia locul pământescului. Aici am mult de lucru. Încă pământescul are destul de mult de furcă în viața mea și încă este destul de mult în viața mea. Poate că la mulți dintre voi pământescul nu este. Dacă nu este și este cerescul, vă felicit. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Coloseni, capitolul 3. Dar mă străduiesc și caut din toată puterea mea, ca într-adevăr, tot mai mult din ceea ce este ceresc, să ia chip în viața mea și tot ceea ce este mai mult din pământ, să se împuțineze până în ziua în care nu va mai fi nimic. Și nu va mai fi nimic decât în ziua în care voi fi pământ. Până atunci, pământesc în mine va fi și probabil în fiecare dintre noi. Dar în ziua în care vom lua din nou țărână și vom fi țărână, pământescul se va sfârși și va apare ceea ce este nepământesc. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Și aici este interesant. N-am să vi-l tălmăcesc, am să vi-l citesc și am să vă dau doar o idee. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Dar cum să umbli după lucrurile de sus dacă nu te gândești întâi? Nu-i ciudat? Păi ca să umbli trebuie să te gândești întâi. Aici cuvântul Domnului vine și spune, dacă ai înviat împreună cu Hristos, nu te gândești întâi la lucrurile de sus, ci umbli după ele. Știți ce înseamnă aici? Înseamnă că umbli și ceea ce e primordial e credința. Adică umbli în credință în lucrurile de sus și apoi te gândești la ele. Ceilalți, pământești, firești, gândesc la lucrurile de sus, de jos întâi și umblă în lucrurile de jos întâi. Duhovnicești, cerești, înviați împreună cu Hristos, umblă după lucrurile de sus pentru că ei umblă prin credință, nu prin vedere, apoi gândesc. Nu mă întrebați de ce e așa, nu eu le-am scris. Duhul Sfânt le-a pus pe Pavel să-l scrie. Pentru ce? Pentru că Pavel era un om mânat de Duhul Domnului și el umbla mânat de Duhul Domnului. Înseamnă că și noi trebuie să umblăm în felul acesta. Mă apropii de încheiere și ultimul care aș vrea să vi-l spun, măcar că nu este ultimul, este că Apocalipsa capitolul 1 spune aici că atunci când Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos și l-a descris cum l-a văzut, nu și-a mai putut pune capul pe pieptul lui, n-a putut să-i pună nicio întrebare, ci simplu lucru care l-a făcut a căzut la picioarele lui ca mort. În toată cartea Apocalipsei, Ioan nu-l mai poate întreba pe Iisus Hristos ca și când era pe pământ. Ce dacă întreabă, Iisus nu-i răspunde, ce alții îi răspunde. Știți ce îmi spune mie lucrul acesta? Că noi ne-am prea familiarizat cu Hristos, așa ca și cum ne-am familiarizat cu soția noastră, ca și cum noi i-am dat ei porunci, iar trebuie să execute, sau invers, soția să dea
porunci bărbatului și el să execute sau copiilor. Ioan nu și-a mai permis să-i spună Domnul Iisus Hristos: Doamne Iisuse, mi-aduc aminte că erai pe pământ și am poruncit odată să trimiți foc din cer peste oamenii aceștia, că nu te-au primit. Nu. Slava, măreția, puterea învierii, splendoarea Domnului Iisus Hristos l-a făcut pe Ioan să cadă la pământ. Frați și surori, înțelegeți despre ce Dumnezeu vorbesc? Ar trebui să avem un respect, o frică și o reverență față de El. De aceea apostolii au putut să spună: noi nu putem să vă ascultăm pe voi, pentru că L-am văzut înviat și nimeni nu-i ca El. Pentru că El ne-a spus, s-a dus la ceruri și va veni iarăși. Așa splendoare și așa glorie o are El, atâta autoritate are El, pentru că atunci când poruncim în numele Lui, duhurile pleacă. Irod, nu putem să ne plecăm înaintea ta, nu putem să slujim Dumnezeilor tăi și dacă ne arunci la fiare, nu-i nicio problemă. Știm că Domnul care a înviat este cu noi, ne dă putere și trecem împreună cu El prin moarte, că El a plecat pe aici. Frați și surori, nu luați cu ușurătate învierea Domnului Iisus Hristos și pe Domnul nostru care este viu în vecii vecilor. Haideți să-i dăm respectul cuvenit și haideți să-i lăsăm și să se vadă în viața noastră semnele învierii. Amin? Amin. Slăviți să fie Domnul! Este bine să fim în casa Domnului dimineața aceasta, să auzim cuvintele lui Dumnezeu. S-aș vrea să fim așa cum a fost apostolul Ioan. Spune aici versetul 10 care a fost citit că în ziua Domnului eram în Duhul. Și m-am gândit, oare era duminica? Oare era luni? Când a avut Ioan această revelație, nu știu. Însă ceea ce știu, că Ioan a avut această revelație privind ziua Domnului, venirea Domnului Iisus Hristos, lucrurile care se vor întâmpla. Și în Duhul el vedea lucrurile care se vor petrece, care vor fi la venirea Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. El a trăit în Patmos ziua venirii Domnului. Aș vrea ca noi să fim găsiți în Duhul atunci când Domnul Iisus Hristos va veni. Să fim în Duhul. Sunt multe făgăduințe în această carte, în această Sfântă Scriptură. Și toate făgăduințele lui Dumnezeu, oricât de multe ar fi ele, în El toate sunt da. Domnul Iisus Hristos ne-a făcut această făgăduință că El va veni din nou. Apostolul Petru spune în versetul 10, în capitolul 3, în 2, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Aceasta este ziua Domnului. Prorocul Ioel spune, ziua cea mare și înfricoșată. Mă rog ca ziua Domnului să ne găsească în Duhul. Să ne lăsăm călăuziți și să umblăm în Duhul. Și să așteptăm această zi a Domnului, că ea va veni. În vremele din urmă, spune Petru aici, că se vor ridica batjocoritori plini de batjocură, care vor zice, unde este făgăduința venirea lui
Pentru că de când au dormit părinții noștri, toate lucrurile au rămas așa cum a fost de la începutul zidirii. Oare așa să fie? Ce în adins să facă, nu știu, că la început a fost ceruri și un pământ care a fost înecată cu apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată. Vine ziua judecății. Vine ziua când va trebui să dăm socoteală. De aceea, mă rog ca Domnul să facă ca noi să ne găsească, ca ziua aceea să ne găsească în pace. Versetul 14 spune, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Domnul să ne ajute să trăim în Duhul, să umblăm în Duhul și să așteptăm ziua Domnului Iisus Hristos, să ne găsească pe toți în Duhul. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Aș vrea să terminăm poate biserica câteva minute mai repede, dacă se poate, însă înainte aș vrea să fac câteva anunțuri. Mulțumim Domnului pentru biserica Lui și mulțumim Domnului pentru toți aceia care vin să-și găsească plăcerea în casa Domnului, să găsească alinarea sufletului și mântuirea în casa Domnului. Am o bucurie să prezint în această dimineață o familie tânără care de mai multă vreme, câteva luni de zile, frecventează cu noi biserica. Am avut ocazia să vorbesc mai pe larg duminica trecută cu ei. Sunt doi tineri care mai recent au venit din România. Vă rog să vă ridicați în picioare familia Bora, Stelian și Geta. Domnul se binecuvânteze. Când ați venit în America, frate Stelian, am uitat, în 2002. Vă mulțumesc, vă rog să luați loc. În 2002 familia Bora a venit în America, sunt români din partea Hunedoare, însă au locuit în Cluj, au venit din Cluj. Duminică am povestit cu ei și mi-a povestit un pic viața de venire în America. Noi toți am trecut pe aici și știm ce înseamnă să vii și să n-ai pe nimeni. Ei nu au pe nimeni, au venit, au fost ortodoxi în România, însă au ajuns undeva într-un rent, am înțeles, într-un apartment și ca la început. Toți am trecut pe acolo, nu avem nimica, însă îmi spunea că cineva, o vecină, o lady, American lady, au văzut nevoia prin care trec ei. Erau la început și era credincioasă, a spus la biserică despre ei, că sunt acolo veniți, că sunt din România, și biserica aceea s-a îngrijit de ele, a cumpărat multe lucruri, mobilă, ce le-a trebuit, masă, whatever. S-a îngrijit de nevoile lor materiale. Însă femeia aceasta care i-a dus, care i-a ajutat, i-a dus și la biserică, că s-a îngrijit și de nevoile lor spirituale. Și slăvit să fie Domnul, că acolo s-a botezat într-o biserică americană, acum ne-a găsit pe noi și ne bucurăm să fie cu noi. Domnul să-i binecuvinteze, o fetiță de 7-8 ani, mi se pare, cu numele Maria, este la Bible, școala duminicală. Să ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Le spunem bun venit și vă rog la sfârșit să vă opriți, să dați mâna cu ei, să le spuneți welcome în biserica noastră și când se decide să-i facem membri, îi primim și de membri. Domnul să vă binecuvinteze și să vă simțiți bine în mijlocul bisericii, în mijlocul fraților. Așa cum am anunțat dimineață, la ora 2, astăzi avem serviciu funeral, sora Aurora Țâlea a trecut la Domnul, să ne grăbim să fim alături de familia fratele Nelu Țâlea. N-am avut ocazie să vorbesc cu el, fratele Nelu a fost săptămâna aceasta în vacation în Mexico, trebuia să vină marți, am înțeles că a venit aseară, n-am avut ocazie să vorbesc cu el, am sunat, nu mi-a răspuns, însă să fim alături de această familie, familia fratelui Fazecaș, deci la ora 2 să căutăm să fim la casa funerală. Îmi dau seama, este nuntă astăzi, fratele Filimon are nuntă la Biserica Gres, mulți o să meargă acolo, însă care putem să fim acolo în timp? Vorbeam cu fratele Fazecaș, dacă poate fanfara să vină puțin, să facă o grupare, să cânte, sunteți bineveniți, încercați să vă organizați în direcția aceasta și să ne grăbim ca să putem să fim în timp acolo.
miercuri seara o să avem cu noi pe fratele Bogdan de la Oradea, Nanu, a mai fost la noi de mai multe ori, este un bun predicator, să venim cu toții care putem miercuri seara la biserică, să fim împreună cu fratele Nanu. De asemenea, familia Sabo, Tibi și Lidia a trimis invitații pentru căsătoria fiului lor, Patrick. Rog ca să ne dăm silințele, inclusiv eu, ca să dăm răspunsul la nunta lor. Din nou, să fie nunta pe 2 mai, timpul trece, de aceea vă rog toți cei care ați primit invitație să răspundeți familiei ca să poată să își rezolve lucrurile. Acestea sunt anunțurile. Cu ajutorul Domnului, adunarea este liberă. Haideți cu toți în picioare, mulțumim Domnul pentru această zi și ne întâlnim cu care puteți la casa funerală, iar cu ceilalți, cu toți, ne întâlnim la ora 6. Ia serviciul funeral, așa cum bine știm, este la casa Santeo, pe Inkster și Four Road. Deci, cu toții, mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi și Domnul să asculte rugăciunea noastră. Amin. Venim, Doamne, venim înaintea Ta, Tatăl din ceruri, mulțumim.